trebuie să stabilizăm odată pentru totdeauna spațiile verzi și asta ține din nou de acel cadastru extins care să însemne care să regleze tot ce înseamnă proprietate, reglementări urbanistice și așa mai departe. Trebuie să rezolvăm problema creșelor și a grădinițelor, inclusiv a școlilor unde copiii învață în mai multe schimburi și părinții nu pot să-și facă un program, adică trebuie să ai pe cineva care să aibă grijă de copii tot timpul, nu ai sistemul în care poți să-l duci dimineața să-l iei la 5 când te întorci de la serviciu. Avem problema uriașă a cutremurului, clădirilor de risc seismic. Care e soluția noastră pentru cutremur? Pentru că s-a blocat programul de consolidare. Noi în 20 de ani am consolidat 18 clădiri, din câte știu 18, eu. 18, primăria, prin primărie și... Și nu poți, pentru că nu poți să vii să... Dacă omul nu vrea să îi se consolideze clădirea și nu este de acord, acum este nevoie de acordul tuturor proprietarilor dintr-un bloc. Dacă unul nu e de acord, nu se poate. Cum faceți? Că aici e vorba de schimbare legislativă. Mm-hmm. Care ar fi? Da. Sunt două probleme mari. Una este, într-adevăr, deci, în primul rând, trebuie spus că, teoretic, lucrurile ar trebui să meargă perfect. Adică există un fond guvernamental care permite un împrumut pe 25 de ani și trebuie să ne uităm și... se consolidează și oamenii plătesc fără dobândă în 25 de ani. Și e în interesul lor, pentru că valoarea de piață a imobilului lor crește foarte mult în urma acestei consolidări. Deci toată lumea ar trebui să fie fericită. Acum să ne uităm de ce nu sunt oamenii fericiți. Sunt două motive principale. Unu, există proprietari care se opun. Teoretic, primăria ar putea să-i penalizeze, dar ea în momentul de față nu e în stare nici măcar să identifice, tocmai pentru că nu avem baze de date care să suprapună identitatea cu proprietatea. Deci nu funcționează. Sunt cazuri din 95, de acum 20 de ani sunt făcute documentații pe Calea Moșilor într-un bloc și nu s-a rezolvat tocmai din cauza asta. Și aici soluția este legislativă, de expropiere temporară, pentru ca să nu mai poată cineva să blocheze consolidarea pentru toți oamenii din blocul respectiv. Și după aceea este o chestiune operațională. Primăria, care, așa cum este cadrul legislativ acum, trebuie să gestioneze procesul ăsta. Primăria pur și simplu nu are încrederea cetățenilor. Adică deși ei plătesc 25 de ani, primăria nu le arată contractele, lucrează numai cu un grup de firme în care proprietarii n-au încredere, nu-și respectă înțelegerile, spune că termină în 6 luni, nu termină nici în 4 ani și atunci evident că lumea nu vrea să se arunce așa într-o aventură în care nu știe nici câți bani are de dat. Okay, dincolo de încredere, soluția noastră ar fi expropriarea temporară. Practic să iei, să faci tu lucrările ca primărie și după aceea să-i dai omului casa și să-l aduci înapoi acolo. Nu. Expropriarea temporară ca măsură legislativă pentru cei care se opun. Care nu doresc. Și după aceea, recâștigarea încrederii locuitorilor din imobil, asta este ceva care ține de primărie, transparența totală în ce înseamnă cum alegem firma, cum alegem soluția, astfel încât oamenii să fie conștienți că este în favoarea lor să facem operațiunea. Acum o să vă rog pe scurt. Nu, dar n-am terminat programul. Așa. Deci, că ne-am întins pe partea asta de soluții. Deci, am zis, primul pas, consolidarea administrației, al doilea pas, toate problemele astea care s-au acumulat și, în fine, al treilea pas, cum proiectăm Bucureștiul pe următorii 10 ani? Unde vrem să ajungem? Cum vrem să-l plasăm pe piața globală? Și aici viziunea noastră, care nu e de fapt
adică toată lumea are în cap asta, să facem din București un mare centru universitar, ceea ce el este deja, numai că nu se vede, și să-l facem un centru regional de IT și industrii creative și lucrurile astea să fie într-o relație. Adică să facem mai multe zone în care partea universitară cu partea de IT și industrii creative să funcționeze împreună într-un spațiu public, cu spații publice prietenoase, în care în felul ăsta să definim Bucureștiul, să-l facem atractiv pentru investiții din zona asta. Acum vă rog să răspundeți pe scurt, sunt câteva probleme arzătoare, care toată lumea vrea un răspuns de la fiecare candidat la Primăria Capitale. Prima întrebare, ce aveți de gând să faceți cu subvențiile la Radeț și la RATB, gratuitățile pentru pensionari, care în momentul de față ocupă cam 30% din bugetul municipalității? Ok. Pe subvenția la Radeț, am spus mai devreme că în situația în care reușim să facem noua rețea de producere și distribuție a energiei termice, ea nu va mai fi necesară. Pe bine, asta durează timp. Da, da. Până atunci... O mențineți. O menținem în fiecare an, ea fiind tot mai mică pe măsură ce înlocuim rețeaua. RATB, oriunde în lume e subvenționat sistemul de transport public. Vom continua asta. Probabil că trebuie să facem niște analize, prețul de 1,30 pentru un bilet nu cred că este un preț corect. Trebuie să avem curaj să ne ducem undeva la 2 lei, dar în fine, o analiză ne va spune care este prețul optim. Sunt pentru păstrarea gratuităților eventual, eventual limitarea lor în momentele în care există o mare afluență de oameni, când oamenii merg la serviciu. Sunt pensionari care au 3.000, 4.000, 5.000 de lei pe lună. Toată lumea privește abonament gratuit. Sunteți de acord să se continue această situație? Putem să facem o analiză, dar nu cred că pensionarii, adică nu cred că ponderea pensionarilor care câștigă 3, 4, 5.000 de lei pe lună este așa de mare. Adică nu cred că pe de altă parte, sunt foarte mulți tineri care câștigă la fel de puțin ca pensionari, să spun, sub 1.500 de lei. Am luat noi niște cifre de la INSE, nu le-am acum în fața ca să vi le arăt, dar vi le pot arăta după interviu. Și sunt foarte mulți tineri în această situație. Adică de ce n-ar beneficia și tinerii sau... Da, okay. Sau nu știu. E o întrebare spinoasă până la urmă. Da, da, da. Promit o analiză și pe orice subiect important o discuție cu toate argumentele pe masă. Însă, în ceea ce privește RATB-ul, nu acolo sunt marile pierdere de la RATB. Totuși, la RATB, uite, de exemplu, acum a plătit primăria către ANAF gratuitățile aferent TVA-ului, TVA-ul aferent gratuităților oferite pensionarilor și au fost 126 de milioane de lei pe 5 ani. O sumă importantă de bani, aceea puteai să faci altceva. În primul rând că tu nu știi câți pensionari merg cu RATB-ul, că nu li se cere nimic, adică doar vii și preziți cuponul de pensie. Nu ai un card, de exemplu, în alte orașe ai un card pe care îl validezi și știi, dom'le, mie în luna aceasta mi-au mers, să zic, 100.000 de pensionari. Nu știm. Nu sunt expert în finanțe, dar chestiunea asta mi se pare absurdă. Adică este. Să iei TVA pe un serviciu pe care nu l-ai prestat, pe care l-ai oferit gratuit, mi se pare absurd. Uitați că s-a întâmplat și s-a întâmplat pentru toată lumea, pentru toți cei 450.000 de pensionari, că eu nu cred că am mers toți cei 450.000 de pensionari. Ei au luat pe toți pentru că primăria n-a fost în stare să spună, domnule, câți merg cu RATB-ul. Nu, dar cred că de principiu această interpretare e absurdă, pentru că dacă mergem pe interpretarea asta, putem să spunem că primăria ar putea să ia o taxă de intrare de 5 lei în parcul Cismigiu, nu? Ar putea. Și noi
lasă gratuit și atunci noi ar trebui să plătim TVA la cei 5 lei pe care nu ia primăria oricărui om care intră în parcul Cismigiu. Nu cred că e logic. Sincer, ideea este că noi așteptăm o rezolvare la această situație și cred că tot București ne așteaptă să se rezolve această situație, care este într-adevăr absurdă. Uh-huh. Veți continua eutanasierea maidanezilor? Nu, am spus asta din 2012. Aveți bani să țineți pe toți în adăposturi? Da, în momentul de față sunt... Ați făcut un calcul cât vă costă? De chiar ieri cu asociațiile de protecția animalelor cu care ne-am întâlnit. În momentul de față sunt cam 3.000-5.000 de câini încă rămași pe străzi și mai sunt vreo 50.000 de câini în proprietatea cu stăpân, da? Să întreții 5.000 de câini nu este o... nu știu să fac calculul acum, dar e o sumă minoră, iar să... Asta e calculul pe care l-am făcut ieri, să... sterilizezi 50.000 de câini e 1.000.000 de euro, de fapt. Un calcul pe care l-am făcut și cu... Era domnul Daneș, care este medic veterinar și care știe să... știe tot ce înseamnă piața asta. Deci, problema uriașă aici este că niciodată nu s-a mers la sursa câinilor care apar în oraș și care sunt câini aruncați adică pui de câini aruncați de la câinii cu stăpân. Și aici trebuie să mers în paralel cu sterilizarea gratuită oferită de primărie și cu amenzi foarte mari pentru cine refuză sterilizarea și aruncă câinii în spațiu. Dar nu am înțeles un lucru. Dumneavoastră lăsați câinii sterilizați pe stradă sau îi țineți în adăpost? Nu, nu. Fără câini pe stradă. Deci cei 3.000-5.000 de câini în adăposturi, pe cheltuiala municipalității, stimulând adopția, pentru că ea nu se face azi și la 2.000.000 de oameni înseamnă că ar trebui să convingem un bucureștean din 500 să adopte un câine. Eu cred că e destul de ușor să facem asta, numai că nu s-a făcut niciodată. Și doi, să rezolvăm odată pentru totdeauna problema sursei câinilor și asta este cu programul de sterilizare paralel cu amenzi foarte mari pentru cine aruncă câini. Tot v-ați ocupat de patrimoniu atâția ani și de clădirile de patrimoniu și din zonele protejate. Ce aveți în plan să faceți cu clădirile monument sau clădirile din zone protejate aflate în paragină, dar care sunt în proprietate privată și unde primăria nu poate să dea bani și care se prăbușesc peste noi? Uitați un exemplu, Hanul Solacului, mă rog, unde e un final fericit acum că s-a făcut un parteneriat cu Ministerul Culturii și va fi restaurat. Uh-huh. Dar sunt alte sute de exemple unde ajung să cadă acele clădiri. Da, da. Nu, e simplu. Pe patrimoniu înainte de asta, asta e o chestiune, ce întrebați, este o chestiune care implică niște bani. Dar, de fapt, sunt numai niște bani care să facă un circuit economic viabil. Însă e o chestiune pe care vreau să o spun înainte, care ține de zonele protejate în ansamblu, acolo unde noi, de fapt, am distrus o piață. Și asta este un lucru gratuit pe care primăria trebuie să-l facă, un lucru care nu costă și pe care primăria trebuie să-l facă, anume să dăm garanția oamenilor care se mută într-o casă din zona istorică că nu va veni un vecin și va construi un bloc lângă el. Și în felul ăsta vom avea o piață de oameni bogați. Și cum vezi la garanția? Prin nou regulament de urbanism? Prin respectarea legii. Toată lumea să fie convinsă că vom respecta legea. Și în felul ăsta vom avea o piață de oameni bogați care vor vrea să locuiască în zonele astea istorice, într-o zonă liniștită, rezidențială, fără ciorchine de mașini la poartă și așa mai departe. Totuși, ce facem cu cei săraci care au un monument, l-au primit dărăpânat când a fost retrocedat, l-au primit într-o stare avansată de degradare, nu au bani să repare, ce facem cu ei? Că nu cred că
să găsim cumpărător pentru toate aceste clădiri. Cum tocmai unele se pierd spus. Adică unele riscă să cadă în următorii 2 ani, 3 ani, nu cred că exact, mai apucă. Exact asta am spus. Pentru că oamenii ăștia acum sunt niște victime. Pentru că ei n-au cui să vândă, tocmai pentru că nu există o piață. Ei sunt la mâna celor care vin să demoleze. În momentul în care va exista o piață, ei vor putea fie să vândă la un preț rezonabil, fie să închirieze pe 10 ani, pe 20 de ani, cu obligația chiriașului de a le restaura casa, iar primăria, costurile primăriei pe segmentul ăsta trebuie să fie, să facă informarea cu cine sunt oamenii care știu să facă tipul ăsta de restaurare, pentru că acum oamenii nu știu nici măcar că stau într-o zonă protejată, dar minte la cine să apeleze. Și doi, acolo unde este necesar să-și permită să facă studiul, nu plata efect, nu operația efectivă, ci studiul de restaurare. Asta cred că primăria ar trebui să-și permită să plătească. Iar în ceea ce privește întrebarea inițială, de fapt, acolo unde există rea voință, primăria are mecanismul exproprierii. Dar aveți bani că o clădire dintre aceea costă și 1.200.000 de euro, adică avem bani pentru exproprierea acelor clădiri? Tocmai asta vreau să spun. Trebuie să refacem mecanismul economic, în sensul că proprietarul de pe Chiselev 45, da, are o clădire care valorează o sumă de bani. Îl expropriez, îi scad din suma pe care i-o dau. Ce trebuie eu să repar la construcția respectivă și imediat o vând pe piață. Și în felul ăsta am scăpat de proprietarii de rea credință. Ce faceți cu spațiile verzi retrocedate, în special cele din marile parcuri? Avem situația din Tineretului, avem situația din Iore strigătoare la cer, unde bucata aceea mare de parte de 12 hectare în paragină. Le expropiați, nu le expropiați? Cum le salvați? În primul rând trebuie să... Și de asta tot insist cu... sistemul informatic. Trebuie să avem situația exactă a tipului de proprietate. Bine, știm adică cine sunt proprietarii și la fel știm și în Parcul Verde cine sunt proprietari, la fel știm și în Parcul Iore, la fel știm și în Parcul Tineretului. Dar dacă vrei să faci o strategie pentru toate parcurile din București, nu știi. Adică știu ziariștii ca dumneavoastră. Dacă pui întrebare, dacă mâine primarul ăsta să presupune că e de bună credință și vrea să rezolve situația parcurilor, pe unde apelează pentru informația asta? Nimeni nu are centralizată la nivelul primăriei. Da, aici. Bun. Aici aveți dreptate. Dar ideea este, întrebarea mea, ca să întreb direct, să nu mai ocolim subiectul, sunt bani să salvăm parcurile acestea sau nu sunt? Cum s-ar putea face rost de bani pentru salvarea lor? Pentru că de fiecare dată eu am întrebat fiecare primar general, am întrebat și la primarii de sector, mi-au spus de fiecare dată, domnule, ei cer niște sume foarte mari pe aceste terenuri și noi nu avem bani de unde să dăm, că nu avem de unde. Da. Cum se poate face? Da, da. Pe de altă parte... Din nou, avem mecanismul exproprierii și... Dar cu ce bani? Asta, cu ce bani? Nu. Mai întâi trebuie să vedem cât costă metru pătrat, ca să vedem cu ce bani. Pentru că nu e normal ca un proprietar care are un teren într-un parc, unde conform legii nu are voie să construiască decât chioșcuri, restaurante pe 15% din suprafață. Bine, și alei. Știți că s-a dat legea aceea anul trecut, prin care nu mai poți intabula spațiile verzi, că dacă sunt proprietate private, ca spații verzi. Ce faci cu legea aceea? Că, practic, nu știu câtă vreme vor mai fi protejate de... Acum nu se poate construi, dar probabil că se... Da, suntem în România și, ca de obicei, legile sunt interpretabile. În interpretarea mea, acea lege nu spune mai mult decât spune legea de interzicere a construirii pe spațiu verde. Deci, în opinia mea, acele bucăți din parcuri care au regim de spațiu verde trebuie răscumpărate de către municipalitate, iar suma care... prețul pe metru pătrat care trebuie oferit trebuie să fie în acord cu ce se poate face acum pe respectivul teren, adică foarte puțin. Construire de chioșcuri, alei și care să permită o utilizare ca
spațiu public. Și există mecanismul exproprierii pentru utilitate publică cu aceste sume de bani. Eu sunt convins da, că este o rezolvare... De exemplu, de la Ministrul Culturii. Eu cred că este o rezolvare rezonabilă pentru situația asta, de fapt. Dacă veți fi primar general, vă veți da acordul pe planul de urbanism care prevede construirea unei moschei pe bulevard de expoziții? Aici mă bucur că în sfârșit se toată lumea vorbea de referendumul și de tot felul, de autorizații și așa. Mă bucur că în sfârșit în spațiu public s-a conștientizat că trebuie să facem că o eventuală moschee trebuie să treacă printr-un plan urbanistic zonal. Deja a fost inițiat. N-a fost aprobat încă. Da. Primarul general nu trebuie să aibă o opinie pe subiectul ăsta. Trebuie să pună proiectul pe ordinea de zi și să semneze expunerea de motive. Nu. Ba da. La sfârșit. La sfârșit. La sfârșit, da. După cum știți foarte bine, ordin 2701 al Ministrului Dezvoltării prevede 4 etape de elaborare a unui plan urbanistic zonal, fiecare dintre ele cu mecanisme de consultare a publicului. O etapă extrem de importantă este etapa de studiilor de fundamentare, care de fapt nu s-a făcut niciodată pentru niciun puz, pentru 3 puzuri din cele 10.000. În general pentru proiectele publice mari. Așa. Și exact asta este faza la care trebuie să avem dezbaterea publică reală cu argumentele pe masă pe acest proiect. Și eu promit că nu vom trece de etapa asta fără studii serioase și că în urma acestor studii serioase vom avea o dezbatere publică reală cu toți bucureștenii pe subiect. Deja că bucureștenii vor vrea moschee, face moschee, dacă nu... Asta e democrația. Adică nu? E legal să, nu știu, să te opui construi unei moschee, până la urmă și niște drepturi musulmane din România. Nu vorbim de asta aici. Vorbim de o cerere de a modifica o funcțiune din planul urbanistic general care prevede locuri de facilități pentru conferințe și expoziții cu o chestiune care este un lăcaș de cult. Și asta, conform legii, trebuie să o facem printr-un plan urbanistic zonal și prin niște studii de fundamentare și printr-o dezbatere. Mai am o întrebare, că toți suntem la culte și la... Dacă veți fi primar general, veți fi de acord să se dea bani din bugetul primăriei capitale pentru biserici? Este o întrebare care împarte lumea în două. Este o chestiune importantă pe ce înseamnă cheltuirea bugetului municipalității. Promit că pe chestiunea asta, ca pe alte câteva chestiuni importante, voi consulta populația București. Ultima întrebare. Cum veți aduce bani la bugetul primăriei capitale? Până acum primarii doar au cheltuit ceea ce aveau de cheltuit, ceea ce primeau din TVA, din taxele locale și așa mai departe. Dar nu au gândit niciodată un business, să aducă bani în plus orașului. Dacă aveți vreo idee în acest sens și vreo propunere. Sunt două moduri de a aduce bani la buget. Una este valorificarea activelor municipalității și iar mă întorc la sistemul ăsta în care să vedem care sunt proprietățile noastre, cui le dăm, pe ce chirii și așa mai departe. Și al doilea este stimularea economiei locale, pentru că banii noștri de la buget sunt proporționali cu activitatea economică. Cu plătitorii de taxe. Exact, cu activitatea economică din București. Și aici sunt două lucruri. Am spus deja potențarea celor atragerea, definirea Bucureștiului ca centru regional IT și al industriilor creative și încercarea de a atrage, cum Clujul reușește deja să o facă, a investițiilor în zona asta. Și doi, o piață reală
pe acele cheltuieli pe care... Și cum ați atrage investiții? Că eu asta nu înțeleg, că toată lumea spune să atragă investiții. De exemplu, la Oradea au fost niște măsuri concrete și s-au făcut niște parcuri industriale, municipalitatea a avut un teren, l-a echipat cu utilități, s-au construit ceva, l-a dat la chirii mai mici, adică a venit cu un plan. Care ar fi planul la dumneavoastră? Păi, trebuie să... Investitorul vine când are un interes. Interesul este când se creează un pe zonele astea de IT și în special IT și industrii creative, când se creează un așa numit cluster în care lumea colaborează, e mult mai ușor să o faci la fața locului și asta este, trebuie să definim niște locuri în București în care primăria se intervine numai cu decizia urbanistică și unul din locurile astea este Axa Dâmboviței în proiectul pe care l-am propus deja în 2012, în care să reușim să facem și o zonă, pentru că industriile astea au nevoie de spații publice foarte prietenoase cu oamenii care lucrează aici, să reușim să facem de-a lungul Dâmboviței pe o suprafață destul de mare acel mix de industrie și de spații academice care să potențeze și să atragă. Și avem din fericire încă terenuri libere, putem fără bani să definim urbanistic zona asta ca un spațiu pentru tipul acesta de activitate, putem să investim în spații universitare și să reușim să convingem investitorii să împartă campusurile cu spațiile academice, cam în felul ăsta putem să facem. Vă mulțumesc mult!